Acest domn de la fază m-a informat că a fost anunțat de către conducerea... Cine te-a informat? Las, domne, aparat. Nu pune mâna pe telefonul meu. Nu pune mâna pe telefonul meu. Dacă ai pus mâna, ești mor dacă pui mâna pe telefonul meu. Dacă ai pus mâna pe telefonul... Acest om de la pază m-a dat afară, nu am voie să filmez, să-mi filmez ortacii cum iasă din mină, după 48 de ore. Și fii atent că pe mine nu pui mâna, ai înțeles? Nu a pus nimeni mâna. Ai pus mâna pe telefonul meu. Ține minte că ai pus mâna pe telefonul meu. Nu mai plezi nici primul. Nu, ai pus mâna. Eu nu te-am atins, ai pus mâna și ai dat peste telefonul meu. Odată ce încep cu de astea, cu figuri de astea. Ce figuri de astea? Ai pus, ai pus mâna pe telefonul meu, că ești filmat, prietene. A pus mâna pe telefonul meu, a încercat cu forța acest domn de la pază să-mi ia telefonul din mână. Deci a încercat, sunt persoană juridică și domnule, dacă vrei, nu pui mâna pe mașină, nu pui mâna pe telefon și nu pui mâna pe mine. Ai înțeles? Da? Am să mă duc. Am să mă duc. Serios? De ce incintă asta? Incintă mine. Incintă unde lucrez eu. Nu, dacă lucrezi aici, dar nu ai voie. Da? Serios? Nu ai voie. Păi lucrezi și eu aici. Unde chiar? Nu vrei, dar de ce vrei să știi? Cine ești tu? Nu, du-te, du-te. Tu și vezi de treaba, că n-ai voie. Domnul de la faza, de la faza Puțului Sud a venit, mi-a spus să plec, până să plec și una alta, că vine conducerea cehă. M-a pus mâna pe telefon să spargă telefonul, pur și simplu, să-mi ia din mână. Pur și simplu și-a permis un paznic să-mi ia telefonul din mână și a zis, băi, sunt și eu un miner care protestez, am fost blocat în subteran și am fost dus la urgență. Acum trebuie să mă duc la cardiologie, pur și simplu. Colegii mei sunt blocați în subteran, vine conducerea, eu trebuie să plec de aici. Și a pus mâna pe telefonul meu și m-a dat cu violență afară din curtea, nu știu ce e aici, din relicva asta de curte, de la Puțul Sud, pe unde iasă minerii, că nu știu pe unde iasă, ori printr-o parte, ori prin alta, că se pare că vor să-i ascundă. Se pare că vor să-i ascundă. Niciun post de televiziune nu este prezent. Oamenii de peste, inclusiv cu mine, blocați de peste 48 de ore în subteran și mă repet, suntem într-o stare emoțională foarte gravă, de oboseală foarte gravă. Am ajuns aseară pe la în jurul orei 23-24 de la urgență acasă, cu trimitere către medicul de familie și cardiologie și n-am dormit pur și simplu toată noaptea. N-am dormit de stres, de oboseală și de supărare. Am colegi, vecini și prieteni care sunt blocați în continuare și se încearcă mușamalizarea. Se încearcă grav mușamalizarea acestui fapt. Nu se poate așa ceva în ce lume trăim, în ce țară trăim pur și simplu. Am anunțat pe toate căile posibile și am încercat să anunț, nu ne bagă nimeni în seamă. Sunt 48 de ore în care români, mineri amărâți, sunt și ei români, suntem și noi români. Suntem români și noi minerii, suntem români. Și suntem blocați în subteran de peste 48 de ore. Nimeni nu ia măsuri. Nimeni nu ia măsuri legale. Nu se face totul cum trebuie să se facă legal. Nu se lucră legal pentru chestia asta. Trebuia să fie prezentă o mașină de salvare în cazul în care uneia dintre ei, sunt sute de oameni blocați în subteran. Acum nu mai există coronavirus. Acum nu mai există pandemie. Sunt blocați la o grămadă în întuneric, li s-au terminat lămpile, oamenii sunt desculți pentru că nu mai suportă să stea în cizme și stau și pe galerie în mocirlă, în stânga și în dreapta. Sute de oameni la un loc, care nu fac nimic altceva decât să-și ceară drepturile. Nu au cerut mărire de salarii, nu au cerut nimic. Au cerut decât să li se dea drepturile salariare restante care nu se dau și nu se vor da. Nu au cerut decât banii pe munca pe care au făcut-o. Nu au cerut absolut nimic. Absolut nimic. Nu s-a respectat contractul atât amar de vreme, nu s-au dat drepturile care trebuia să se dea. Lumea a renunțat și la asta, s-a învățat cu răul. Dar acum nu se mai dau nici banii. Oamenii nu pot să meargă acasă la familii și să spună că nu avem bani, că nu s-au dat banii la mină. Pur și simplu pe munca noastră. Nu se poate așa ceva. Și ei încearcă să mușamalizeze. A venit un paznic nu este nici măcar incintă, că nu are gard, nu are nimic. Puțul Sud este o relicvă, este o fantomă. A venit pur și simplu, eu doar am vrut să arăt faptul că nu este prezentă la ambele puțuri de la mina Lupeni, nu sunt prezente mașina de poliție cum ar trebui să fie prezentă, nu este prezentă o salvare pentru minerii, care sunt sute de oameni în subteran blocați. Nu este un om, nu este doi, este un conflict colectiv, este un protest spontan, nu este grevă, n-a fost nimeni instigator. Au rămas oamenii săraci din schimbul 4 sătui și obosiți de neajunsuri și din lipsa banilor pur și simplu. Nu este niciun fel de lider, nu este niciun fel de cap cum încearcă ei să dea vina că este la și el. Nu este. Este pur și simplu supărarea și oful oamenilor. Acum mă îndrept înapoi către biroul de la mina Lupeni. În loc să mă duc să-mi fac analizele la inimă și tot ce am, acum trebuie să umblu să dau declarații la SSM și peste tot. Dar de ce să dau declarații când ei nu fac totul legal? De ce nu este ITM-ul? De ce nu este salvare? De ce nu este poliție? Sunt oameni blocați în subteran de 48 de ore.
Este ilegal să fie blocată subteran de peste 48 de ore. Nu suntem câini, nu suntem nici sclavi, nici câini și nici cârpele lor. Nu suntem. Pentru un partid sau altul. Uităm din cauza partidelor politice că suntem oameni și vecini. Și stăm și ne chinuim în mizerie. Pentru ce? Pentru funcții? Pentru o țară coruptă de la un cap la altul? Pentru un guvern nesimțit? Un guvern nesimțit și incompetent. Pentru aia suntem blocați în subteran. Pentru că nu ne-am primit banii și aia amărât și puțin cum sunt. 1700 de lei plată. După 20 de ani de subteran. Nu se poate așa ceva. Oamenii sunt la capătul răbdorii, la capătul puterilor. Până când să mai suportăm asemenea nesimțire și nesimțire din partea lor? A venit prefectul și ne-a mințit. N-a făcut nimic, niciun fel de prefect. A făcut selfie. A scos telefonul mină să facă selfie. A vrut să fumeze o țigară. Nu se poate așa ceva. Este interzis în mină să fumezi. Nimeni nu are rechizit de fumat în mină. Ce încerca să insinueze? Nu este nimeni nici la biroul de la Mina Lupeni. N-am să dau niciun fel de declarație. Dacă trebuie, mi-au și avocat. Și mă duc mai departe până în pânzele albe. Sunt unul dintre minerii blocați în subteran. Nici n-a venit salvarea să mă ia aseară. Nu a venit salvarea să mă ia. Nu a fost anunțată, nu a vrut să vină. Habar n-am. M-am trezit la urgență. Nu se poate așa ceva. Lupt și pentru mine și pentru drepturile colegilor mei. Pentru toți.